Medicul stomatolog recomandă cel puțin de două ori pe zi, dimineața și seara, dacă nu chiar după fiecare masă. Iar periajul trebuie făcut corect. Dar mai bine o să vă las în compania unei specialiste în domeniu, care o să vă spună de ce, cum și de câte ori trebuie să vă curățați dinții. Vă aflați într-un cabinet de stomatologie în care se fac tratamente la perioada vârstei de creștere. Tratamentele sunt cu preponderență pentru caria dentară și mai ales pentru îndreptat dinții, deci tratamente ortodontice. Ei sunt întotdeauna îndrumați înainte de a intra în tratament la igienista dentară a cabinetului, adică la mine, și eu sunt obligată să îi învăț cum să-și îngrijească dinții și cum să poarte aparatele cât mai într-o gură cât mai perfect curată. În cadrul acestei treburi, n-ar fi rău să știe că igienista dentară există din 1968, deci nu este ceva nou care a apărut acum, dar s-a lucrat numai în Centru Metodologic de Stomatologie, un centru cu circuit mai închis. Treaba este extraordinar de importantă pentru că ajută enorm de mult ca profilaxia îmbolnăvirilor dentomaxilare. Este importantă mai ales când ne adresăm copiilor. Este importantă când un copil înțelege și reușim din el să facem un colaborator și să poată să-și poartă investiția, pentru că acum orice aparat dentar de îndreptat dinții este o investiție și pentru frumusețe și pentru profesie, pentru că orice dinte frumos, estetic, sănătos, dă altă înfățișare pacientului. Am spus astea toate și pentru mamă, pentru că mama, primul lucru pe care mi l-a făcut în momentul în care mi l-a spus, în momentul în care a intrat în cabinet, a fost: dar de ce m-a trimis la dumneavoastră? Ce-mi faceți dumneavoastră? Copilul meu se spală pe dinți. Din păcate, i-am demonstrat mamei că spălatul pe dinți al domnișoarei era puțin mai superficial și a realizat și dânsa lucrul ăsta. Și i-am spus că aparatul ortodontic este un corp dur, un corp care totuși se ancorează pe gingie și trebuie neapărat să stea într-o gură în care nu există placă bacteriană, în care gingia nu este absolut deloc inflamată, nu este sângerândă, pentru că fiecare sârmuliță stă acolo și ca să poată să o suporte și ca să poată să stea cu el în permanență 22-24 de ore, atunci are neapărat nevoie de o gingie sănătoasă și de o natură curată. Altfel nu-l va suporta, nu-l va purta și rezultatele tratamentului va fi mai relativ. De aceea susținem să vină și instrucția să fie foarte bine făcută și copilul să-și asimileze tot. Înainte de a începe toată treaba, vreau să văd cât ești depurată, da? Adică eu am să-ți dau pe suprafața dinților tăi cu o bulină băgată în albastru de metilen, o bucățică de buret, nu e ceva care... Albastru de metilen nu ustură, nu arde, nu doare, deci ai să-l suporți foarte ușor și el imediat se va fixa în placa bacteriană de pe suprafața dinților tăi. Placa bacteriană, să știi că nu este altceva decât un strat subțire de gelatină. Te rog frumos, fii drăguță și uite-te în ochii mei ca să înțelegi că ești atentă, da? Placa bacteriană, eu de la început. Placa bacteriană este un strat de mizerie care se fixează pe dinții tăi. E format din scuipat, salivă, mai frumos, din resturi de alimente microscopice, nu din alea foarte mari, da? Și din restul și din microbi. Înțeles? Acestea toate se așează pe suprafața dinților tăi ca un strat, ca o gelatină foarte strâns, aderent, de smalț, deci nu ies foarte ușor, și eu le pot colora cu albastru de metilen. De ce vreau eu să colorez placa bacteriană? Tu trebuie să știi că ea, dacă există pe dinții tăi, sigur, dinții ți se vor strica în timp și în același timp să știi că nu vei putea purta nici aparatul care a putut mama să ți-l pună ca să ai niște dinți frumoși ieșiți pe arcade foarte frumoși. M-ai înțeles? Da? Deci, uite, iau bulina asta de aici, nu are altceva decât un pic de albastru de metilen. Și am să mă fixez ușor de tot, doar pe un dinte în fața aici, da? Nu pe mai mulți, pe asta.
Și eu îmi dau seama dacă acest dinte, da, a fost, hai să-l facem și pe al doilea, curat. Acum tu, da, ăsta e ușor să ții minte, ia apă, te rog frumos, plătește-te bine, bine de tot, așa, să știi că e foarte important să știi să te plătești, umflă și desumflă obrajii cu zgomot, bine, bine, n-aud, așa, mai tare, mai tare, și acum scuipă, da? Bun, șterge-te frumos la guriță, eu pun asta aici, am aruncat-o, spune că acum, hai să vedem, da? Ne uităm amândouă, foarte curat, un pic de tot, la baza dintelui, n-ai reușit să, da, stai să-ți arăt și ție, vă rog frumos. Asta e foarte important să vadă. Ia uite, oglinda e în față, ține, ridică mânuța, prindeți oglinda, te rog frumos, vezi? Foarte discret, n-ai frecat foarte, foarte bine, dar restul să știți că a venit destul de curată pe dinți, da? Când te speli pe dinți, ai grijă să faci două lucruri. Unu, să scoți placa bacteriană și al doilea, să masezi bine gingia, da? Deci nu eviți gingia, nu te speli de sus de unde începe dintele, ci te speli de sus de unde începe gingie, de la gingie, da? De pe gingie, da? Bun, deschizi gura. Cu mânuța ta tragi, pentru că, uite, e puțin jos legat aici frenul, da? Și nu poți să pătrunzi prea sus așa, și atunci tragi cu mânuța ta de buză și intri, deschizi gurița, între deschisă. Așa, mami. Și începi să te speli cu peria, trăgând gingia pe dinte, dar nu stând pe loc, da? Te duci din dreapta în stânga, din stânga în dreapta, asta este mișcarea pentru partea din afară a dinților, da? După aceea, speli măselele, măselele, da? Din partea stângă, tot așa, te duci obrazul moale, relaxat, relaxat și tragi în jos, se simte cum faci o mișcare? E mai bine să vezi în oglindă totuși, zic eu, da? Hai, ține oglinda în față, bun. După aceea, în partea astălaltă, da? Ia uite, mă duc sus, până la ultima măsea și tragi bine, bine, partea de jos, partea dinăuntru, tot așa. Te duci până la ultima măsea, tragi, 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 tragi. Se simte? Da. Bun, partea de aici, la fel. Așa, în afară, uite, oglinda sus, fetița mami, că nu vezi, să stropim oglinda. Gurița mare, mare. Eu mă duc până jos, trag în sus, coada periei cât mai în sus aici. S-a înțeles? Pui puțină pastă pe perie, să știi, nu pui pastă multă. Peria nu o uzi când o folosești prima dată. Ai luat-o uscată, ai pus pasta pe ea și treci să te speli. Nu iei apă în timp ce te speli în gură, da? Ci doar scui surplusul de pastă. Dar nu toată ziua, bună ziua, când te speli, gata, apă în gură și scos afară toată pasta. O ultimă mișcare este o mișcare rotundă la ultima măsea. Se vede? Ia, mare, oglinda sus, tu urmărește-mă pe mine. Vezi? Deci speli partea dinăuntru, partea din spate și partea din afara ultimei măsele. Ea este cea mai importantă, doamne. Este molarul de 6 ani, pe care de foarte multe ori părinții îl neglijează, îl confundă cu un dinte de lapte și niciodată, să știți, că acest molar nu trebuie lăsat. El trebuie extraordinar de bine frecat, pentru că este foarte important în viitoarea dezvoltare a arcanelor dentomaxilare.